Nu mai departe de ziua de ieri, o femeie de 84 de ani din comuna Dâmbovițeană, Dragodana, a murit după ce s-a intoxicat cu fumul de la incendiul care i-a cuprins casa. Bătrâna era singură în locuință când s-a produs incendiul. Aceasta era suferindă, așa că nu a avut nicio șansă să se salveze. Focul a pornit de la soba cu care bătrâna se încălzea. O scânteie a fost de ajuns pentru a aprinde lemnele depozitate lângă sobă. Cu doar câteva ore înainte de această tragedie, o altă casă a luat foc în orașul Găiești. Din primele verificări, se pare că incendiul s-a declanșat din cauza unei defecțiuni apărute la un aparat electrocasnic, cel mai probabil un frigider. Din fericire, pompierii au intervenit la timp și au oprit extinderea focului. Numai în anul 2017, incendiile au mistuit sute de case din Dâmbovița și au curmat zeci de vieți omenești, producând totodată pagube materiale însemnate. 227 au avut loc în mediul rural, peste 80%, iar 54 în mediul urban, 19%. Din totalul incendiilor produse la gospodările cetățenești, 152 au avut loc la locuințe, 43 la anexe gospodărești, 31 la mijloacele de transport, în urma situațiilor de urgență, excluzând în continuare intervențiile SMURD. 31 de persoane adulte au decedat, 114 persoane, 110 adulți și 4 copii au fost rănite. Precizăm că persoanele erau decedate înaintea sosirii gărzii de intervenție la locul producerii evenimentului. Cele mai multe incendii au fost cauzate de instalațiile electrice defecte și mijloacele de încălzire improvizate și nesupravegheate. Ponderile surselor de aprindere se prezintă astfel. Instalații electrice defecte, 35%. Aparate electrice improvizate sau nesupravegheate, 4%. Mijloace de încălzire defecte sau nesupravegheate, 5%. Coș de fum defect sau necurățat, 17%. Statistica incendiilor arată că în ultimii ani în România, în ciuda eforturilor pompierilor, numărul incendiilor din gospodării care s-au soldat cu victime și pagube materiale s-a menținut ridicat.